PSD Timișoara își mărește echipa cu noi membri. Consilierul local Raul Ambruș a decis să se alăture echipei social-democrate împreună cu peste 500 de colegi. PSD a fost mereu un partid deschis către oamenii performanți și către liderii din comunitate. Prin venirea lui Raul Ambruș și prin alianța cu PNL, cred că am reușit cu adevărat să realizăm un pol social-liberal în Timiș extrem de puternic, care poate oferi stabilitate în viitorii 4 ani. Din postura de președinte interimar al Camerei Deputaților, am impus împreună cu ministrul transporturilor Sorin Grindeanu ca județul Timiș să nu mai fie marginalizat la București. Pentru a putea implementa proiectele de care Timișul are nevoie, este nevoie și de o echipă performantă și de stabilitate politică solidă. Raul Ambruș se alătură echipei PSD Timiș într-un proiect serios și pe termen lung, care înseamnă, în primul rând, modernizarea județului Timiș și a Timișoarei. Nu ne permitem să facem experimente pe spatele cetățenilor, de aceea mergem la sigur cu oameni care au demonstrat deja, a declarat președintele PSD Timiș Alfred Simonis. Consilierul local Raul Ambruș a spus că PSD Timiș se prezintă în fața cetățenilor la alegerile locale cu cel mai serios proiect de dezvoltare a Timișoarei și județului Timiș. Ne-am alăturat echipei PSD Timiș deoarece aici am găsit un proiect ambițios care să ducă Timișoara și județul Timiș la un alt nivel. S-a demonstrat și în trecut că PSD știe să funcționeze extrem de eficient alături de o componentă liberală și de aceea am toată încrederea că experiența pe care eu și colegii mei am acumulat-o în administrația din Timișoara se completează foarte bine cu experiența pe care colegii mei din PSD Timiș o au la nivelul județului. Alfred Simonis și Sorin Grindeanu sunt doi oameni care în ultimii ani au reușit pentru Timișoara și județul Timiș, ceea ce nimeni nu a mai reușit vreodată, să atragă fonduri și proiecte care să aducă dezvoltare cu adevărat, a precizat Raul Ambruș. Consilierul local Raul Ambruș este la primul mandat în Consiliul Local Timișoara și a deținut pe rând funcțiile de președinte al TNL Timiș și secretar general al PNL Timișoara.